politică la nivel înalt pe care i-a făcut în tot acest interval. Deci rugămintea mea pentru această primă întâlnire ar fi mai degrabă să încercăm să vedem care ar putea fi, respectând autonomia și diviziunea muncii firească între instituțiile pe care le reprezentați. Dar simțim nevoia de coerență. Simțim nevoia de a vedea că lucrurile se așează într-un făgaș care să inspire credibilitate și să producă rezultate. De la o criză de comunicare externă pe care o parcurgem acum, până la un brand de țară, e o distanță destul de mare. Din păcate, discuția despre branduri de țară a fost într-o oarecare măsură dusă uneori în trivial sau în frivol. Este un lucru important. Este un lucru important și acest lucru trebuie să rămână o prioritate pentru toți cei care au un cuvânt de spus în această zonă. Închid aici spunând că ne propunem ca în această primă iterație să vă încurajăm, de fapt, și ne încurajăm și pe noi, cei care suntem în poziții de anumită influență în Parlamentul României, în Camera Deputaților și în Senatul României, să încercăm să facem o echipă mai coerentă și mai strașnică din punct de vedere a ceea ce dorim să facem. Și rugămintea mea insistentă este să fiți deschiși și să fim deschiși către un dialog în partea a doua a acestei conversații, către cei care sunt în mediile civice, profesionale, economice, reprezentanții elitelor intelectuale și academice românești din străinătate, care au enorm de mult de adus și enorm de mult de contribuit. Vă mulțumesc și vreau să spun, pentru că este și presa aici, că apreciez în mod deosebit calitatea materialelor care ne-au fost produse și aduse în atenție. Există un rezervor de competență și de destoinicie în instituțiile statului român, pe care eu le salut și pe care aș dori să le văd puse la treabă într-un mod mai coerent, mai energic și mai eficient pentru interesul general. Opresc aici intervenția mea preliminară, pe domnul președinte Gorbei, pe domnul premier Tăriceanu, sau alți colegi, doresc să intervină la început, după aceea aș dori să intrăm în dialog.